Bună seara, bine ați venit la punctul de întâlnire, doamnelor și domnilor. E o ediție specială în această seară. Invitatul meu este ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu. Domnule ministru, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am regăsit. Sunteți la finalul unui maraton diplomatic care a căpătat expresia aceasta, denumirea de mini-summit, și cred că reuniunea trilaterală de la București, România, Turcia, Polonia, vine într-un moment extrem de util pentru noi ca români, într-un moment în care avem foarte multe semne de îngrijorare în legătură cu evoluția din nordul Mării Negre, cu agresiunile Rusiei. Aș vrea să vedem câteva imagini de la această trilaterală și să ascultăm răspunsurile dumneavoastră. Așadar, iată ce s-a întâmplat în această săptămână la București. Ministru, trei mari țări din estul Europei, toate aliate în NATO, strâng prietenește pumnii și arată un semn de solidaritate. Care este esența acestei trilaterale care a avut loc la București? Așa cum ați spus, am avut trei zile foarte importante la București, un veritabil mini-summit regional cu cinci miniștri de externe. Pentru prima oară, trilateral a invitat pentru o sesiune specială și partenerii din Est, Georgia și Ucraina. Și tot pentru prima oară în istoria trilateralei, care a început în 2012, printr-o reuniune în marja summitului de la Chicago, la care am participat, am adoptat o declarație comună. O declarație comună, al cărei original am adus, ca să-l vedeți, și în studioul dumneavoastră. Mulțumim foarte frumos! Cu semnăturile celor trei miniștri de externe ai României, Poloniei și Turciei, și care reflectă foarte bine substanța discuțiilor pe care le-am avut. Practic, această trilaterală a avut loc într-un context regional extrem de complicat, în contextul situației de securitate îngrijorătoare din regiunea Mării Negre. Am discutat, evident, despre implicațiile acestei situații de securitate. Am discutat despre valorile fiecăreia dintre țările noastre, despre această îngrijorătoare situație și despre măsurile pe care le putem lua pentru a dezescalada și a detensiona această situație, ca și pentru a evita în viitor să se mai petreacă astfel de evenimente. De altfel, faptul că există un anunț al Federației Ruse cu privire la retragerea trupelor care au fost masate în jurul Ucrainei, in and around Ukraine, cum spunem noi în limbajul nostru de specialitate, nu schimbă cu nimic faptul că trebuie în continuare să facem aceste evaluări. Nu schimbă cu nimic faptul că trebuie să facem în continuare demersuri pentru dezescaladare, pentru că asta este ceea ce fac diplomații. De altfel, anunțul pe care l-a făcut Federația Rusă arată și faptul că echipamentele grele rămân pe teren, ceea ce reprezintă în continuare un semn de îngrijorare. Pe de o parte, pentru că asta înseamnă că ele ar putea să fie folosite și într-o ediție a doua sau mai multe ale acestui eveniment care a avut loc în regiunea Mării Negre. În al doilea rând, arată faptul că aceste echipamente nu rămân singure, evident. Asta înseamnă că, în orice ipoteză, chiar și dacă această retragere are loc, ea nu va fi una totală. Și în al treilea rând, așa cum spunea și ministrul de externe ucrainean la întâlnirea de la București, rămân în continuare acele interdicții pe care Federația Rusă le-a introdus cu privire la navigația maritimă în anumite sectoare ale Mării Negre.
la care se adaugă și interdicția aeriană în anumite sectoare ale Mării Negre. O să vedem chiar acum o hartă, am pregătit-o pentru o scurtă analiză din partea dumneavoastră. Ceea ce ne îngrijorează, știți bine, domnule ministru, este lanțul acesta de conflicte înghețate din zona nord-estului Mării Negre. Avem, din păcate, pe teritoriul Georgiei, două conflicte înghețate, adică două porțiuni din teritoriul Georgiei ocupate ilegal militar de Rusia. Avem estul Ucrainei ocupat, avem peninsula Crimea anexată ilegal și avem teritoriul Republicii Moldova ocupat pe porțiunea Transnistriei. Toate aceste zone de conflicte înghețate, împreună cu aceste măsuri de blocare a nordului Mării Negre, reprezintă niște provocări de securitate imense pentru noi care suntem riverani acestei țări. Pe care noi de altfel le-am provocări pe care noi le-am discutat și care sunt reflectate și în declarația comună pe care noi am adoptat-o. În această declarație vorbim despre aceste evoluții îngrijorătoare din estul, regiunea, vecinătatea estică a Alianței Nord-Atlantice și din jurul Ucrainei. Facem un apel ferm la implementarea acordurilor de la Minsk și de asemenea la respectarea strictă a încetării focului, pentru că trebuie spus că această desfășurare de forțe, care este cea mai amplă de după 2014 încoace, a fost precedată de o intensificare a violărilor acestui acord de încetare a focului. Spunea ministrul de externe ucrainean la București că există o creștere cu aproape 90% față de perioada similară a anului trecut. Prin urmare, există elemente de îngrijorare care justifică această abordare a noastră, inclusiv în cadrul acestei trilaterale. Iar faptul că am avut acest eveniment la București arată seriozitatea cu care ne aplecăm asupra evoluțiilor regionale. Vorbind despre conflictele înghețate, i-am informat pe colegii mei și despre inițiativa pe care am avut-o în cadrul Uniunii Europene, împreună cu alți 10 miniștri de externe, de a pune pe agenda Consiliului Afaceri Externe discuția despre conflictele înghețate și despre modul în care Uniunea Europeană poate să identifice instrumente și pârghii de acțiune așa încât să fie mai influentă în soluționarea acestor conflicte. Iar discuția o să aibă loc în cursul lunii mai la reuniunea GIMNIC, care va avea loc în Portugalia. Domnule ministru, România, dacă ne uităm pe această hartă, este cea mai apropiată țară membră NATO de pericolul acesta militar, direct, rusesc, în peninsula Crimea, care a devenit o fortăreață, este supraalarmată de când a fost anexată ilegal la Crimea, și de estul Ucrainei, care, știm bine, până de curând a fost înconjurată, pur și simplu, toată zona estului Ucrainei, înconjurată de peste 100.000 de militari ai Rusiei. Ce urmărește Rusia, de fapt, având în vedere că deja controlează o porțiune? Temerea analiștilor este că această amenințare rusească s-ar putea apropia și mai mult de frontierele României. Faptul că această situație a existat este deja un element care a alertat NATO, a alertat administrația de la Washington, a alertat Uniunea Europeană și, evident, și statele membre NATO, inclusiv România, care este cel mai apropiat aliat de această zonă critică. Asta nu înseamnă că, repet, România a fost în vreun moment, în cadrul acestei crize, amenințată direct. Dar ne privește această situație pentru că suntem aliați NATO, avem o contribuție importantă la postura NATO de descurajare și apărare, în special în sudul flancului estic, acolo unde ne aflăm, la Marea Neagră, și prin urmare trebuie să încercăm să găsim mijloace de detensionare, de dezescaladare, împreună cu ceilalți aliați, împreună cu ceilalți parteneri regionali. Și în același timp trebuie să identificăm, evident, aceste motive care au dus la această situație și în același timp să vedem care sunt modalitățile de a evita în viitor astfel de situații să se repete. Discuțiile pe care le-am avut în cadrul trilaterale au fost îndreptate tocmai pe sau spre identificarea acestor motive, pentru identificarea acestor măsuri de detensionare pe viitor. Și am stabilit să continuăm exercițiul nostru analitic și în perioada următoare la nivele corespunzătoare din ministerele noastre externe. De asemenea, unul dintre subiectele pe care le-am discutat în cadrul trilateralei, pentru că am vorbit și despre pregătirea summitului NATO din 14 iunie și am vorbit și despre ceea ce se află pe agenda acestui summit, și anume procesul NATO 2030 și posibila decizie care se conturează cu o foarte mare probabilitate, și anume decizia de a începe elaborarea unui nou concept strategic al NATO.
În cadrul acestor discuții am vorbit și despre continuarea consolidării posturii NATO de descurajare și apărare pe flancul estic. De altfel, acest element este inclus în declarația comună pe care noi am semnat-o la București în cursul zilei de vineri. Prin urmare, noi, cele trei state, Polonia, Turcia, România, vom susține în continuare consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare și ne vom coordona și în procesul de elaborare a noului concept strategic al Alianței. Care este, domnule ministru, implicarea celui mai important aliat al NATO și poate cel mai important partener strategic al nostru? Care este implicarea Statelor Unite în procesul acesta de, aș spune chiar de pacificare, de echilibrare, de garantarea securității în bazinul Mării Negre? Statele Unite, știm bine, au o prezență militară solidă pe teritoriul României. Dumneavoastră ați fost negociatorul din partea României pentru amplasarea elementelor scutului antirachetă de la Deveselu. Avem așadar argumente să spunem că Statele Unite pot și trebuie să se implice într-o soluție de securitate în bazinul Mării Negre. Absolut. Deci, Statele Unite sunt implicate în soluționarea și a acestei situații tensionate. Sunt implicate în general în consolidarea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic al Alianței. Și aceste aspecte au fost evidente, pe de o parte, din reacțiile prompte pe care le-a avut administrația de la Washington în perioada acestei crize. Discuția telefonică pe care președintele Biden a avut-o cu președintele Putin a contribuit, cred, la detensionarea acestei situații. De asemenea, vom vedea când va avea loc acea întâlnire care a fost propusă între cei doi președinți. Secretarul de stat american Blinken, de asemenea, a avut o reacție foarte fermă și a arătat că există toate șansele ca Statele Unite să reacționeze prompt și ferm în cazul în care această situație escaladează în continuare. Prin urmare, putem să contăm în continuare pe Statele Unite în detenționarea acestei situații. În același timp, așa cum am discutat cu secretarul de stat american Blinken în convorbirea recentă pe care am avut-o, a doua, de fapt, pentru că prima a fost chiar în marja ministerialei NATO, care s-a desfășurat în martie la Bruxelles, am discutat și despre creșterea prezenței americane în România din punct de vedere militar. Pentru că este nevoie în continuare de o întărire a acestei prezențe în România, în sudul flancului estic, iar aceste evenimente care tocmai s-au desfășurat ne arată că am avut dreptate. Deci există un argument suplimentar pentru a continua demersul nostru, pe de-o parte în cadrul aliat, de a consolida această prezență pe flancul estic și de asemenea de a solicita părții americane o creștere a prezenței în România. Domnule ministru, analistul Bogdan Chiriac adresează o întrebare în această seară. Îi mulțumesc pentru faptul că ne-a trimis această întrebare. Haideți să vedem, să ascultăm ce întrebare are Bogdan Chiriac pentru ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu. Domnule ministru, ținând seama de situația foarte dificilă de la granița de est a României, e o întrebare fundamentală aici. Până unde credeți că ar trebui să meargă relațiile politice dintre România și Federația Rusă? Dar între România și Ucraina ar trebui să condiționăm bunele relații cu Kievul de respectarea drepturilor minorității românești din această țară? Știți, și știm cu toții, după consecințele pactului Ribbentrop-Molotov din 1940, sute de mii, milioane de români au rămas din nefericire în această parte gri a Europei, numită astăzi Ucraina. Domnul ministru? Sigur, noi ne dorim o relație pragmatică și care să corespundă dreptului internațional cu Federația Rusă. Din păcate însă nu putem să facem abstracție în relația noastră bilaterală de faptul, pe de o parte, că suntem membri ai Uniunii Europene și ai NATO și, pe de altă parte, nu putem face abstracție de atitudinea pe care Rusia o are față de Uniunea Europeană și respectiv Alianța Nord-Atlantică. Am văzut foarte recent modul în care ministrul de externe rus l-a tratat pe înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, în vizita pe care a făcut-o la Moscova recent. Și am văzut din modul în care a fost organizată această vizită și mai ales din regia conferinței de presă care a urmat întâlnirii propriu-zise că Rusia nu-și dorește o relație normală cu Uniunea Europeană. Și din acest punct de vedere au existat evident consecințe, ele s-au văzut și în modul în care Uniunea Europeană a reacționat, modul în care am decis, dar pe bună dreptate și pe fond, să aplicăm pentru prima oară regimul global de sancțiuni al Uniunii Europene pentru încălcările drepturilor omului din cazul Navalnyi.
În ceea ce privește NATO, iarăși vedem că apelurile pe care le adresăm la nivelul Alianței Nord-Atlantice, de exemplu pentru a conveni o nouă reuniune a Consiliului NATO-Rusia, nu sunt întâmpinate cu foarte mult entuziasm de partea rusă. Iar pe de altă parte, această situație de securitate, mesajele care au fost transmise în timpul acestei situații din, mă rog, regiunea Mării Negre, din proximitatea Ucrainei, au arătat de asemenea că există o asertivitate crescută din partea Rusiei. În acest context și relația bilaterală dintre România și Rusia trebuie să se alinieze acestei situații în calitatea noastră de membri ai Alianței Nord-Atlantice și, evident, al Uniunii Europene. Mă uitam, am citit în întrecere o reacție pe care ambasada Rusiei a postat-o în aceste zile pe Facebook. Cred că ambasadorul Cuzmin, din păcate, își permite de când a venit la București să fie în continuare extrem de agresiv în limba și în atitudine și încalcă cutumele diplomatice. Am văzut acolo o referire la, sau mai bine spus, un fel de avertisment, mai mult sau mai puțin voalat la adresa României, de a nu merge în siajul unor aventuriști militari din conducerea NATO. Totuși, a folosit expresia chiar creierele înferbântate. În sfârșit. Cert este că este regretabil faptul că nu se știe încă în cadrul diplomației ruse că după 17 ani de la momentul aderării României la NATO, România este NATO. De altfel, sloganul pe care noi îl folosim în mod frecvent este acela, noi suntem NATO. Noi suntem NATO și România este NATO. Noi participăm la luarea deciziilor în cadrul NATO. Noi nu ne luăm după altcineva în cadrul NATO, pentru că noi suntem partea deciziei din cadrul Alianței Nord-Atlantice, care în același timp este nimic altceva decât o alianță defensivă. Este adevărat, este cea mai puternică alianță politico-militară din istorie și faptul că România face parte din această alianță este o garanție pentru securitatea României și a cetățenilor săi, fără niciun fel de dubiu. De aceea am și spus că nu există niciun fel de pericol pentru România și pentru cetățenii ei în cursul acestei crize care a avut loc în zilele trecute. Dar trebuie să fim foarte clari aici. Orice amenințare la adresa României este de fapt o amenințare la adresa NATO. Și luăm în serios aceste aspecte. Nu e prima oară când ambasadorul Federației Ruse la București are astfel de ieșiri în decor. Republica Cehă s-a confruntat cu o situație cu totul specială. Dumneavoastră ați vorbit în conferința de presă a trilateralei despre faptul că Rusia a lansat asupra spațiului aliat, NATO, din care facem parte și noi, un război hibrid, acțiuni de spionaj, la care putem să adăugăm, din păcate, ceea ce s-a întâmplat în Republica Cehă și anume o implicare activă a unor agenți ai Serviciului Secret Militar Rus, GRU, în explozia unui depozit de armament, explozie soldată cu doi morți. Iar Republica Cehă a expulzat diplomați ai Federației Ruse, cerând aliaților din NATO să facă același lucru. Mai mulți aliați din NATO au decis să expulzeze diplomați ai Rusiei de pe teritoriul lor. Va face și România același gest? Am mai primit această întrebare și am să vă dau același răspuns. Noi nu comentăm aceste chestiuni, le anunțăm dacă și atunci când se petrec. Dar aș vrea să mă întorc la a doua parte a întrebării domnului Chiriac, referitoare la Ucraina. Eu cred că modul în care am abordat până în prezent relația cu Ucraina a fost un mod foarte bun și care a dat roade, așa cum s-a văzut din discuția pe care am avut-o cu omologul meu ucrainian în marja participării sale la reuniunea specială a trilaterale, adică 3+2, România, Polonia, Turcia, plus Georgia și Ucraina. Și am avut și discuții bilaterale cu toți participanții la această reuniune, inclusiv cu domnul ministru Kuleba. Și am discutat, evident, în principal despre situația drepturilor persoanelor care aparțin minorității române din Ucraina, cu accent pe chestiunea dreptului la educație. Și am reușit să obținem niște rezultate care sunt importante, arată niște pași pe care îi facem în rezolvarea acestor chestiuni. În primul rând am obținut o prelungire a programului de burse pentru elevii români din Ucraina pentru acest an, cu extensie inclusiv la elevii de clasa a patra. Am obținut începerea negocierilor pentru un acord pe care noi l-am propus anul trecut, care să reglementeze în mod cuprinzător situația drepturilor minorității române din Ucraina și minorității ucrainene din România și vom începe în perioada următoare aceste negocieri. Am obținut reluarea în perioada imediat următoare a activității Comisiei Mixte în materie de minorități
și este o veste bună faptul că această comisie este preluată în cadrul Ministerului Afacerilor Externe ucrainian și omologul meu m-a asigurat că în perioada imediat următoare va nominaliza, va desemna copreședintele părții ucrainene în această comisie la nivel de secretar de stat din Ministerul de Externe ucrainian. Și al patrulea lucru care este extrem de important este faptul că discutând despre așa zisa limbă moldovenească, care este încă, mă rog, prevăzută în legislația ucraineană în materie de educație, și am spus evident că o astfel de limbă moldovenească nu există, omologul meu m-a asigurat că autoritățile ucrainene, în mod oficial, recunosc faptul că există o identitate perfectă între limba română și limba moldovenească. Din acest punct de vedere, s-au trimis deja instrucțiuni de către Ministerul Educației din Ucraina către autoritățile locale, inclusiv cele din regiunea Odessa, pentru a aplica regimul lingvistic prevăzut de legislația ucraineană pentru limbile statelor Uniunii Europene, deci inclusiv pentru limba română. Deci un pas important înainte, pentru că acest regim prevăzut pentru statele Uniunii Europene permite un nivel mai mare de educație în limba română pentru elevii, în cazul ăsta, care studiază, elevii aparținând minorității române, care studiază în limba română în Ucraina. Și vom face în continuare pași pentru a rezolva situația minorității române din Ucraina în conformitate cu doleanțele pe care această minoritate le are. Domnul ministru, aș vrea să ne uităm un pic pe harta rezervelor de gaze din Marea Neagră. România, prin destabilizarea bazinului Mării Negre, este afectată direct nu doar din punct de vedere militar, ci și din punct de vedere al securității sale energetice. Pentru că rezervele de gaz din Marea Neagră, dumneavoastră sunteți probabil unul de cei mai buni specialiști pe care are România în privința intereselor României în bazinul Mării Negre, întrucât ați obținut o excepțională victorie la tribunalul de la Haga, adăugând României 10.000 de kilometri pătrați într-o luptă pe care ați avut-o cu statul ucrainean. Ei bine, harta aceasta ne arată că destabilizarea bazinului Mării Negre de către Rusia ar putea să alunge investitorii și din zonele unde România are de exploatat resurse de zeci de miliarde de dolari. Noi știm bine că aceste resurse, domnule ministru, sunt excepționale din perspectiva căpătării independenței energetice și limitării față de resursele energetice, față de gazul rusesc. Ori tocmai asta face Rusia, destabilizând bazinul Mării Negre, poate alunga investitorii, îi poate determina să mai amâne investițiile, ori dacă noi nu ne luăm propriile gaze din Marea Neagră, rămânem în continuare dependenți de gazul rusesc. E aici și o bătălie economică din ce în ce mai complicată și România este în pericol să fie afectată în securitatea energetică de agresiunile Rusiei. Eu cred că în momentul de față o astfel de aserțiune rămâne la nivelul de speculație. Nu sunt până în momentul ăsta niciun fel de informații, niciun fel de alte elemente care să sugereze o astfel de evoluție. Cred că nu există niciun fel de pericol în acest moment. Este de aceea cu atât mai mult important să acționăm pe plan diplomatic, în principal, pentru a evita astfel de perpetuări de situații tensionate care să aibă eventuale efecte descurajatoare de genul celor despre care ați vorbit. Și de aceea este extrem de important să menținem în continuare atenția asupra acestei situații, să nu uităm că a avut loc această criză, pentru că s-ar putea ca unii eventual să spună gata, s-au retras trupele, totul a revenit la normal. Nu este așa, pentru că noi nu am ajuns încă la o concluzie finală cu privire la cauzele și cu privire la eventualele urmări, eventualele episoade post această criză. Domnule ministru, o să revenim la harta conflictelor înghețate și am să vă întreb în felul următor. Se retrasează limitele de frontieră maritimă în Marea Neagră pentru că anexarea ilegală a Crimeei și această interdicție pe care de la sine putere a adus-o Rusia în preajma peninsulei Crimeea, de fapt împinge apele teritoriale foste ale Ucrainei sau noi considerăm că sunt în continuare al Ucrainei, la fel ca în toată comunitatea internațională, dar împinge această zonă de control, de apă teritorială, de zonă economică exclusivă și așa mai departe, ceva mai departe de peninsula Crimeea. Asta micșorează distanța dintre țărmul românesc, bulgar și turc față de o prezență militară rusă în Marea Neagră. Nu are loc în momentul de față, trebuie să vă contrazic, niciun fel de modificare, nici de facto, nici de iure a acestor limite.
De altfel, aceste limite au fost stabilite în mod foarte clar de Curtea Internațională de Justiție în 2009, cel puțin în ce privește România. Ele sunt aceste limite echivalente cu statutul juridic al unei frontiere. Există o jurisprudență a Curții Internaționale de Justiție în acest sens încă din 1978. Este un caz privind platoul continental al Mării Egee între Grecia și Turcia, în care Curtea a spus foarte clar, a subliniat foarte clar această echivalență perfectă între o linie de delimitare maritimă și o linie de frontieră. Orice modificare de frontieră pentru un stat NATO, cum este România, nu poate să rămână fără răspuns. Prin urmare, nu există niciun fel de pericol în acest sens, nici din punct de vedere juridic, nici din punct de vedere politic. Președintele Vladimir Putin, în ultima sa conferință de presă, a făcut o afirmație mediatizată de toată presa internațională. Afirmația în legătură cu linia roșie. Președintele Vladimir Putin avertizează Occidentul, din care facem și noi parte, să nu trecem linia roșie. Afirmația președintelui Putin va fi acum pe ecran. Ceea ce e absolut paradoxal din perspectiva logicii și a dreptului internațional este propoziția următoare. Linia roșie o stabilim noi. Cred că acest lucru, evident, ne creează nu doar angoase, ci și temeri, pentru că știm bine, Rusia a trasat o linie roșie rupând o bucată din teritoriul Republicii Moldova în Transnistria. Rusia a trasat singură o linie roșie în estul Ucrainei, invadându-o militar. Rusia a mai trasat încă o linie roșie de la sine putere, anexând ilegal Crimea și așa mai departe. Mâine, poimine, ne putem trezi că Rusia vine și spune linia roșie este la Odessa sau la gurile Dunării. Care este replica dumneavoastră de diplomat de carieră, de conducător al diplomației române în legătură cu această afirmație? Bun, acum, dacă citim cu atenție declarația respectivă, constatăm că linia roșie nu este definită. Prin urmare, e greu să ne pronunțăm, să facem speculații cu privire la o anumită linie roșie sau de altă culoare pe care noi nu o știm. În altă linie de idei, cred că mai degrabă din formularea asta rezultă că e vorba despre poziții sau mai degrabă despre situații, nu atât despre chestiuni, eu știu, identificabile pe teren. Da, sigur, nu vreau să intru în speculații de text, pentru că nu este sarcina unui diplomat să facă acest lucru, ci mai degrabă sarcina unui analist. Mă rog, e o formulare care nu face decât să arate încă o dată un anumit tip de atitudine. L-am rugat, domnule ministru, pentru această emisiune pe istoricul militar Florin Șperlea să facă o evaluare din punct de vedere istoric a relației dintre România și Rusia. Cred că e extrem de util în acest moment să înțelegem tot ceea ce ne desparte, tot ceea ce ne-ar putea apropia, care este bilanțul unei relații destul de turbulente, aș spune chiar în ultimii 200 de ani. Istoricul militar Florin Șperlea pentru punctul de întâlnire, evaluarea relației istorice dintre România și Rusia. Tendența relațiilor noastre cu rușii, bolșevicii și sovieticii după primul război mondial începe în 1812, odată cu răpirea jumătății estice a Moldovei, care îi spune în Basarabia. Unirea din 1859, dincolo de admirabila soluție găsită de români pentru a alătura Moldova și țara românească într-un singur stat, a însemnat un sprijin major, francez mai cu seamă, pentru stoparea înaintării Rusiei spre strâmtori. Dar istoricii sunt de acord că percepția negativă asupra rușilor în opinia publică și la nivelul elitelor politico-militare ale României este determinată mai degrabă de comportamentul din 1878, după ce luptaseră alături la sud de Dunăre împotriva Imperiului Otoman, cucerindu-ne pe câmpul de bătălie independența de stat, armata rusă rămâne aici ca armată de ocupație. Rușii, vedem bine, acolo unde ajung, uite să mai plece. Retragerea s-a petrecut în urma unui scandal internațional și a fermității principelui Carol, care i-a avertizat pe ruși că armata română, așa cum s-a luptat la Plevna, o va face și împotriva lor dacă e nevoie. Armata română nu se va lăsa dezarmată, a spus Carol. În primul război mondial, în pofida înțelegerilor care marchează cooperarea cu Antanta, Rusia nu își respectă obligațiile de sprijin militar pe care și le asumase față de România. Declanșarea Revoluției Bolșevice în 1917 ne împiedică să valorificăm izbânzile din triunghiul de foc al Moldovei la Mărășești, Mărăști și Oituz, astfel încât suntem siliți să încheiem o pace separată cu puterile centrale. În plus, Lenin decide sechestrarea tezaurului României.
Unirea Basarabiei cu România este un moment admirabil, marcat de un vot decisiv în Sfatul Țării de la Chișinău, organism reprezentativ al populației din Basarabia. Propaganda sovietică a subliniat și pe linia acesteia istoriografia rusă astăzi că a fost un vot nelegitim dat sub influența armatei române prezentă în Basarabia, dar unele voturi împotrivă și o abținere demonstrează ridicolul acestei interpretări sovietice și rusești. De aceea, frontiera estică va rămâne în afara oricărui angajament subsumat sistemului de tratate versaieze, fiind forțată politic, militar și diplomatic în întreaga perioadă interbelică de Uniunea Sovietică. În urma pactului Ribbentrop-Molotov și a protocolului adițional secret al acestuia din august 1939, URSS ocupă în iunie 1940, în urma a două ultimatumuri, Basarabia și Bucovina de Nord. Intrarea României în al doilea război mondial, alături de Germania, este justificată de aceea de generalul Ion Antonescu la 22 iunie 1941, prin recuperarea teritoriilor răpite de URSS în vara anului 1940. Pentru ruși, astăzi, al doilea război mondial este cunoscut sub denumirea Marele Război pentru Apărarea Patriei, care începe la 22 iunie 1941. Pentru propaganda rusă nu există perioada anterioară, 1939-1941, marcată de excelenta cooperare a celor două dictaturi, nazistă și stalinistă, în baza pactului Ribbentrop-Molotov, care și-au împărțit Europa Centrală și Estică așa cum au crezut de cuvință. Lupta împotriva unui totalitarism de dreapta, cel nazist, a legitimat prin victoria aliaților, deci și a URSS, după al doilea război mondial, un totalitarism de stânga, la fel de nociv, care a acaparat jumătate din continentul european pentru aproape 50 de ani, impunând o nouă confruntare care avea să fie războiul rece. Noile regimuri est-europene, ipocrit denumite democrații populare, impuse prin forță și dictat, au aplicat un program verificat de Stalin în URSS în anii Marii Terori, distrugând vechile elite politice, economice și militare, organizând represiunea prin structuri secrete copiate după CECA și NKVD și au contribuit la generalizarea gulagului sovietic în Europa Centrală și de Sud-Est. Când și-au slăvit în 2017 la centenar inauguralul lor comunist sub vechea denumire bombastică și falsă deopotrivă a Marii Revoluții Socialiste din octombrie, rușii au proslăvit de fapt un regim bolșevic și criminal care, exportat după 1945 în jumătatea continentală est-europeană, a multiplicat dramele umane și dezastrele naționale. Propaganda rusească numește asta ajutor pentru eliberarea de sub controlul Germaniei naziste. Însă, de când calul troian a fost calea înșelătoare pentru cucerirea unei vechi cetăți, a rămas celebră formula de greci mă feresc chiar și când vin cu daruri. Ei bine, la așa daruri rusești, zic și eu astăzi, de ruși mă feresc chiar și când pretind că vin cu daruri. Istoricul militar Florin Șperlea cu o analiză excepțională despre relațiile româno-ruse. Domnule ministru, în ultimii 30 de ani România s-a străduit foarte tare să aibă o relație funcțională cu Federația Rusă. Care este stadiul acestor relații în acest moment și la ce am putea să ne așteptăm pe viitor, mai ales în perspectiva summitului NATO în 14 iunie? Bun, am discutat deja despre contextul de securitate, am discutat deja despre relația complicată dintre Rusia și NATO pe de o parte, dintre Rusia și Uniunea Europeană pe de altă parte, uitându-ne strict la componenta bilaterală. Am spus și mai devreme, ne dorim o relație pragmatică și care să fie bazată pe respect reciproc. Și din punctul ăsta de vedere, sigur că putem să ne uităm la acele componente ale relației bilaterale unde putem să construim, pentru că este nevoie și de construcție într-o relație bilaterală, chiar dacă ea este grevată de o serie de atitudini de încălcare a dreptului internațional, de asertivitate pe plan regional și nu numai pe plan regional. Ne uităm, de exemplu, la modul în care putem să progresăm în relația economică bilaterală. Am văzut, de exemplu, în 2019 o relație de schimburi reciproce în valoare de aproape 4,6 miliarde de dolari. Afectată de pandemie, am ajuns la ceva mai puțin de 3 miliarde și dezechilibrată în favoarea Federației Ruse față de România. Și aici trebuie să încercăm să vedem cum putem să echilibrăm în mod, balansat, într-un mod corect această relație de comerț. Ne uităm la relația culturală, ne uităm la schimburile interumane. Avem o cooperare destul de bună, de pildă, în cadrul unor organizații regionale, cum este Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră.
Există, prin urmare, și locuri comune unde putem să dezvoltăm această relație. Sigur, economic putem să mergem atât de departe cât ne permite regimul de sancțiuni prevăzut de Uniunea Europeană pentru anexarea Crimeei, pentru situația din Donbas. Iată, și mai recent sunt și alte tipuri de sancțiuni pentru încălcări ale drepturilor omului. Deci încercăm să facem această relație funcțională. Din păcate însă, repet, așa cum am zis mai devreme, este complicat să facem acest lucru atâta timp cât contextul mai larg nu ne lasă să facem lucrul ăsta și nu ne lasă în principal atitudinea Federației Ruse față de legalitatea internațională, față de alianțele și organizațiile din care noi facem parte. Și nu putem să facem abstracție de faptul că suntem și membri NATO și membri ai Uniunii Europene. A spus zilele acestea, domnule ministru, că din perspectiva democratică a spațiului în care noi ne aflăm, acțiunile de război hibrid, de spionaj, acțiunile agresive nu pot fi acceptate și nu pot rămâne fără consecințe. Da, este o abordare de principiu pe care am avut-o și ea nu se referă neapărat sau numai la aspecte legate de Federația Rusă. Se referă și la Belarus, se referă și la alte state. De exemplu, eu am făcut acea declarație în contextul unui eveniment pe care l-am organizat în calitate de președinție a Comunității Democrațiilor. Avem această președinție deja din 2019 până în septembrie 2021 și cel mai probabil vom extinde președinția noastră pentru încă un an. În această calitate dorim, de exemplu, să dăm o mână de ajutor, să contribuim la organizarea summitului democrațiilor pe care președintele Biden dorește să îl convoace fie la finalul acestui an, fie la începutul anului viitor. În acel context am făcut această declarație, mă refeream și la situația din Myanmar, de exemplu, unde comunitatea democrațiilor recent a adoptat la începutul acestui an o declarație de condamnare a violențelor, a încălcărilor statului de drept, drepturilor omului, democrației în această țară. În urmare, este o poziție de principiu a României care susține în mod consecvent respectarea dreptului internațional, promovarea democrației la nivel regional și mondial și în același timp a drepturilor omului. Din perspectiva dumneavoastră de ministru al afacerilor externe al României, țară, membră UE și NATO, ca să concluzionăm, la ce vă așteptați în perioada imediat următoare? Semnalele care au venit din partea altor țări NATO și UE au fost extrem de îngrijorătoare în legătură cu aceste concentrări de trupe ale Rusiei. La ce vă așteptați dumneavoastră în perioada următoare și care ar trebui să fie perspectiva noastră, de îngrijorare sau mai degrabă de liniștire? Ceea ce pot să vă asigur cu foarte multă responsabilitate este că România, în calitate de membru NATO, de exemplu, și de stat membru al Uniunii Europene, va continua împreună cu eforturile din cadrul acestor organizații să acționeze pentru ca România să fie tot mai sigură. România este sigură. România se află sub umbrela de securitate, repet, a unei alianțe, e drept, defensive, pentru că noi nu dorim să atacăm pe nimeni, dar în cazul în care suntem amenințați, există toate garanțiile de securitate necesare. Dar vom acționa și pe mai departe pentru a face această securitate și mai puternică și mai cuprinzătoare. Vom continua să ne implicăm în pregătirea acestui summit NATO din 14 iunie, care este extrem de important. Vom continua în cadrul discuțiilor aliate să pledăm pentru întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic. Și repet, ceea ce s-a întâmplat în zilele trecute este un argument suplimentar în acest sens. Vom continua să facem toate demersurile împreună cu actorii regionali pentru a asigura stabilitate și siguranță, prosperitate în această zonă. Faptul că această trilaterală a avut loc la București, făcând pentru două zile Bucureștiul ca să fie probabil cel mai important centru diplomatic din regiune, este o contribuție pe care noi o aducem stabilității regionale. Și acest aspect s-a văzut în toate discuțiile pe care le-am avut, și în cadrul trilateralei, și în cadrul discuției cu Georgia și Ucraina, pe care le-am asigurat de sprijinul pentru aspirațiile europene și euroatlantice ale celor trei țări membre ale trilateralei, de sprijinul pentru suveranitatea și integritatea lor teritorială, de sprijinul pentru procesul de reforme care este necesar pentru ca ele să devină mai pregătite pe această cale de aderare la Uniunea Europeană și la Alianța Nord-Atlantică. Acesta este efortul pe care România, diplomația română, trebuie să-l facă. Pentru că, așa cum spuneam, arma diplomatului este argumentul. Și este foarte important ca argumentul să fie folosit la momentul potrivit, și cred că reuniunea trilaterală a avut loc la momentul potrivit,
să fie continuat cu cele mai bune susțineri de argumentație și vom face acest lucru și în continuare și vom continua să acționăm împreună cu partenerii noștri în acest sens. Domnule ministru, situația este foarte complicată la estul României, peste Prut, acolo unde frații noștri și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se confruntă cu momente extrem de tensionate, cu rămășițe ale fostului regim Dodon, susținut de Moscova, care încearcă aproape în fiecare zi să dea câte o lovitură. S-a vorbit și despre ambasadorul nostru la Chișinău, a fost menționat și numele dumneavoastră. Care este evaluarea în legătură cu ce se întâmplă la Chișinău? Pentru că relatările presei arată o situație destul de gravă. Da, deci am asistat chiar vineri la o astfel de evoluție de evenimente care este foarte îngrijorătoare. Pentru că a fost vorba despre o acțiune desfășurată în Parlament, în disprețul prevederilor Constituției Republicii Moldova, încercându-se intimidarea Curții Constituționale, încercându-se schimbarea compoziției Curții Constituționale printr-un vot care anula numirea chiar a președintelui actual al Curții Constituționale, numire făcută în 2019, printr-o procedură, între ghilimele, total neconstituțională. Și de asemenea am constatat o declarație sau un fel de demers prin care se dădea un fel de vot de neîncredere pentru trei judecători ai Curții Constituționale. Asta după ce aceiași 56 de deputați, dacă nu mă înșală memoria, au adoptat un fel de declarație prin care își manifestau dezacordul pentru decizia din 15 aprilie a Curții Constituționale, care constatase că sunt îndeplinite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului, deci pentru declanșarea alegerilor anticipate în Republica Moldova. În perioada următoare, Curtea trebuie să mai ia și alte decizii importante, de exemplu referitoare la legalitatea proclamării stării de urgență în Republica Moldova, care, dacă este menținută, nu poate să fie dizolvat Parlamentul și declanșată procedura alegerilor anticipate. Deci înțelegem care sunt mizele foarte importante ale unei astfel de acțiuni. Dar ea este neconstituțională, arată dispreț față de independența Curții Constituționale, care este înscrisă chiar în Constituția Republicii Moldova și a fost condamnată ca atare și de către Uniunea Europeană, de către ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene și de către ambasada SUA de la Chișinău, inclusiv ambasada României, la instrucțiunile mele, a dat un astfel de comunicat. Arată importanța pe care trebuie să o acordăm în continuare consolidării statului de drept în Republica Moldova și iarăși importanța evitării oricăror decizii sau demersuri care să pună sub semnul întrebării statul de drept. Am constatat inclusiv o luare de poziție a Comisiei de la Veneția în acest sens, care este extrem de clară în a sublinia că orice fel de atentat la adresa Curții Constituționale, orice fel de neacceptare a deciziilor unei curți constituționale, inclusiv în acest caz, reprezintă o încălcare a statului de drept. În aceste condiții, m-ați întrebat despre ambasadorul României la Chișinău și el a fost supus unor atacuri frecvente în ultima perioadă, pe nedrept, luându-se din context o declarație pe care a făcut-o referitoare la aceeași limba, așa zis, moldovenească, pe care o susțin unii încă pe acolo, ca rămășiță a acestei mentalități de tip sovietic. Și vreau să spun că nu este nimic adevărat din ceea ce s-a susținut în aceste atacuri, cum că ambasadorul Ioniță nu ar mai fi susținut de către București. Dimpotrivă, vreau să vă spun că este un diplomat excelent, se bucură de toată susținerea mea și nu a existat niciun fel de chemare a lui la București pentru a fi, între ghilimele, muștruluit. Dimpotrivă, l-am chemat, asta e adevărat, pentru a participa la întâlnirile pe care doamna președinte Maia Sandu le-a avut săptămâna trecută cu primul ministru al României, de exemplu, întâlnirea la care am participat și eu și ambasadorul Ioniță. Deci este absolut firesc ce se întâmplă, nu e nimic spectaculos și nimic, să spunem, neașteptat. Domnul ministru, s-a vorbit și se vorbește foarte intens în presa română, au fost chiar declarații ale primului ministru Florin Câțu. Există vreo șansă ca anul acesta sau într-o perspectivă bine determinată România să fie acceptată în spațiul Schengen? Noi continuăm să facem aceste demersuri legate de aderarea României la spațiul Schengen pentru că este un obiectiv extrem de important pentru România. Și cred că în acest an se poate contura o fereastră de oportunitate la un moment dat.
Dar sigur, nu vreau să fac speculații de acest gen și nici nu vreau să creez așteptări neobișnuite, pentru că am mai asistat la astfel de momente de oportunitate, de exemplu în 2011, când chiar ar fi trebuit să fim admiși în spațiul Schengen. Continuăm demersurile noastre pe lângă actorii importanți din Uniunea Europeană și sper să avem și rezultate, dar nu vreau să creez niciun fel de așteptări în acest sens. Care sunt cele mai importante două teme pe care șeful diplomației române se axează începând de acum până la finalul anului 2021? Sunt foarte multe teme importante. Și trei, putea, dacă nu două. N-aș trei. Putea să le reduc la doar două teme. Haideți să le număm primele trei. În primul rând, continuăm să lucrăm pentru întărirea NATO, așa cum am menționat deja și nu mai intru în detalii, pentru că le-am zis deja. În al doilea rând, dar pe un, să spunem, palier ceva mai pragmatic, mai tehnic, lucrăm la operaționalizarea Centrului Euroatlantic pentru Reziliență. Este un proiect pe care dorim să-l punem pe picioare cât mai curând posibil. Este o hotărâre de guvern care este în curs de aprobare și sper ca săptămâna viitoare sau săptămâna de după Paște să putem să adoptăm în guvern hotărârea care creează premizele pentru funcționarea efectivă a acestui centru. Și este important de ce? Pentru că reziliența va fi atât pe agenda summitului NATO, este iarăși un punct foarte important pe agenda Uniunii Europene. Și este, cel puțin proiectul acesta, este dedicat nu doar partenerilor din Uniunea Europeană și din NATO, ci și partenerilor din afara Uniunii Europene și NATO, care se află în vecinătate. La trilaterală i-am rugat să aibă în vedere, atât Ucraina cât și Georgia, participarea la acest Centru Euroatlantic pentru Reziliență, alături, sigur, de Polonia și de Turcia, care, de altfel, în timpul reuniunii mi-au și confirmat susținerea pentru acest proiect. Domnule ministru, pe când Klaus Iohannis la Washington sau Joe Biden la București? Tocmai vreau să spun că un alt obiectiv extrem de important este să continuăm dezvoltarea și aprofundarea parteneriatului strategic. Cele două discuții pe care le-am avut deja cu secretarul de stat Blinken îmi arată că sunt premize excepțional de bune pentru a dezvolta în continuare foarte pragmatic parteneriatul strategic cu Statele Unite. Sigur că nu putem acum să vorbim despre vizite pe perioada asta care este încă de pandemie, foarte complicată. Dar vă asigur că relația dintre Statele Unite și România va continua să se dezvolte într-un ritm pe care îl merită. Mai ales că în acest an, așa cum ați amintit la un moment dat, se împlinesc 10 ani de la, nu doar de la acordul privind scutul antirachetă pe care l-am negociat, dar și de la adoptarea declarației comune privind parteneriatul strategic între România și Statele Unite pentru secolul 21. Este un moment extrem de important care cu siguranță va potența relația dintre România și Statele Unite. O să urmărim cu foarte mare atenție. Situația rămâne destul de sensibilă în bazinul Mării Negre. E foarte greu să ai încredere în Rusia, chiar dacă ne dorim din tot sufletul să avem o relație funcțională, să avem un canal de dialog, să avem o, să spunem, evoluție liniștitoare. Din partea noastră sunt absolut toate elementele pentru acest lucru. Nu știm de partea opusă. Mulțumesc ministrului afacerilor externe. Mulțumesc Bogdan Aurescu. Rămâneți cu noi. Ne revenim imediat. Integritate. Sentiment al demnității și